De multe ori intru în contact uh, cu mulți oameni sau, eu mai numesc, comentatori, care de obicei încep comentariul uh, prin a-ți recomanda ce software să folosești, sau te întreabă de ce folosești Photoshop sau Illustrator, sau de ce uh, cumperi un anumit software, sau de ce nu sprijin comunitatea open source prin a folosi programele lor. Uh, acei gen de oameni care le știu pe toate, da? cam îți poate da lecții la orice. Apoi mai există categoria de specialiști în IT sau programatori, programatori de cauciuc, care îți scriu direct numai proști folosesc Windows. Sau Windows-ul este de căcat. Și încep să descrie în comentariu cum a pierdut el nu știu ce date din cauza Windows și cum folosește acum nu știu ce distribuție de Linux și bineînțeles a descoperit într-un fel roata la căruță. Sau alții se oferă să-mi trimită un crack pentru Photoshop sau Illustrator. Mai sunt cei care repară computere și când mai filmez prin cameră se bagă în seamă și îmi scriu de ce sau îmi spun de ce ții routerul lângă sursă că se strică. Deci ții carcasa la computer deschisă că se strânge praf și se strică ventilatorul. Routerul sau switch-ul stă pe sursă de vreo câțiva ani și funcționează și azi, totuși omul știe că aparatul se strică. Alții pun întrebări de electronică și datorită modului de a pune întrebarea, îmi este mult mai ușor să spun, bă, nu știu, vezi și tu, descurcă-te, decât să intru în convorbire. Nu prea îmi place să mă bag așa mult în seamă cu, cu oameni care nu o merită. Și apoi imediat se sucesc ro rolurile și îți dau ei lecții de electronică. Deja știu ei soluția. Și uh, de obicei nu reușesc să folosească în propoziție toate cuvintele în limba română. De obicei îți spun, a, trebuie să faci un voltage regulator. <laughs> Bine, fă un voltage regulator. În fine, cei mai grați sunt specialiștii în IT care de fapt au studiat finanțe bănci și acum sunt pe urma lui Bill Gates. Dar după mulți ani, ani buni de experiență, se pot mândri doar cu 30 de invitații gratuite pe file list. Hmm, nu prea bate Bine, nu? Ce vreau să spun? Gluma e glumă. Dar de acum devenim serioși. Cu siguranță, mulți dintre voi sunteți înconjurați de oameni care le știu pe toate, oameni studiați, facultate, master, în fine, cam știu pe toate și sunt tot timpul negativ. Orice ai face, e știu că tu ai făcut ceva greșit și de fapt este altfel bine. Dar dacă ai o facultate sau un master, nu înseamnă neapărat că le știi pe toate. Și în multe cazuri se întâmplă că aceștia să nu aibă habar de domeniul studiat. Și bineînțeles, mulți au de obicei un job care nu necesită neapărat un master sau un studiu superior. Dar se întâmplă de multe ori ca oameni care lucrează într-un anumit domeniu fără să fi studiat neapărat acel domeniu și sunt într-adevăr specialiști și au chiar foarte multă experiență. Da? Am întâlnit mulți oameni care lucrează în IT dar au făcut uh, altceva și au foarte multă experiență de la care am învățat numai chestii utile. Da? Și acum vedeți voi. Uh, acum trebuie să te gândești un pic, mă, pe cine ai ascultat. Pe unul care are două chile de diplome și acum are un job unde cară două foi dintr-un loc în altul și o mașină de 75.000 de euro și îți povestește 35 de minute câte greșeli ai făcut sau pe un specialist care lucrează la o companie undeva în domeniul lui fără să fi studiat neapărat ce lucrează probabil, dar în câteva cuvinte te lămurește de tot ce ai nevoie. Ce vreau să spun? Nu acele diplome sau mașina scumpă te face specialist sau că lucrezi într-o firmă de renume, da? Cum, de exemplu, se folosește ca instrument de marketing acum pentru unii specialiști că au făcut practica la Google. Dacă ai făcut practica la Google, aia nu, te, nu înseamnă neapărat că ești un specialist, da? E cu totul altceva, da? Și să nu crezi că toată lumea care lucrează la Google, toți sunt un fel de Bill Gates acolo, da? <laughs> au și ei proștilor la greu, stați liniștiți, da? Uh, și nu vă lăsați impresionați neapărat de aceste aspecte. Da? Uh, experiența în domeniu vorbește mult. Da? Tot timpul căutați să învățați de la cineva care știe despre ce vorbește, iar persoana care știe ce vorbește este și persoana care lucrează în domeniu. Da? Când spui lucrezi la Google sau lucrezi la Facebook, aia nu înseamnă neapărat că ești profesionist în IT. Da? Și la Google și la Facebook au măturător, au femeie de servici, au poate un mecanic pe acolo care eu știu, îți repară scaunul <laughs> și așa mai departe. Da? Deci să nu confundați merele cu perele. Da? Acum, de ce ai învățat electrotehnica, de exemplu, vă dau așa un exemplu, de la un preot care, de fapt, el este, a studiat teologia și din când în când este pasionat de schimbarea becurilor și siguranțelor pe la biserică, înțelegeți? Înveți electrotehnica de la un profesor care asta face la școală, zi de zi. Da? deci ideal este să stați mereu în preajma oamenilor de unde puteți învăța ceva și nu stați în preajma oamenilor negativ care le știu pe toate și până la urma urmelor să contraze chiar ei singuri. Da? <laughs> și credeți-mă, dacă stați în preajma oamenilor care sunt specialiști în domeniul lor, aveți numai de câștigat de exemplu am stat de vorbă cu cineva care este activ în IT, lucrează cu servere, virtualizare și alte tehnologii și așa mai departe și uh, omul lucrează de ani buni și nu a studiat uh, chiar domeniul ăsta și am învățat numai chestii bune de știu, da. Am auzit despre Amazon S3 de am, mi a povestit despre servere, despre Cloudflare și multe alte tehnologii care acum probabil le, le folosesc. Și am stat de vorbă cu unul care a studiat Matei Info și acum lucrează la primărie. Nici el nu știe exact ce lucrează acolo și mi-a spus că și-a pierdut datele din cauza Windows. <gântu -i> <gântu -i> Înțelegeți unde am vrut să ajung. Acum revenim la Windows. Că windows este prost și că Linux este cel mai bun sau Mac OS este cel mai bun și de fapt Windows-ul e pe e, ultimul loc, este doar o poveste de pe file list. Din păcate, niciun sistem de operare din astea trei nu este perfect. Da? Fiecare au avantaje și dezavantajele. Altele sunt mai bune în într-un anumit aspect față de celelalte și așa mai departe. Da? Deci fiecare sistem are avantaje și dezavantaje. Eu inițial am vrut să trec pe Ubuntu și o să vă povestesc de ce. Uh, complet, da? Am vrut să mă mut de, direct în Ubuntu, dar nu există o alternativă serioasă pentru câteva softuri care le folosesc în Windows uh, sau în macOS. Uh, iar dacă, de exemplu, un program este open source, da? Este free, este gratuit, uh, asta nu înseamnă neapărat că este și cel mai bun. Și bineînțeles, și invers. Asta nu înseamnă că un program foarte scump este cel mai bun, este mai bun decât unul care este gratuit. Da? Aici e problema destul de complexă. Ce faci cu acel program, cum îl folosești, cel, la ce îl folosești. Uh, uh, sunt multe aspecte. Da? Uh, trebuie să fim realiști. Da? Sunt programe care nu au concurență. De exemplu, programele de la Adobe, care le folosesc în mare parte cam pe toate, nu chiar pe toate, vreo 5 sau 4, 5 programe folosesc de la Adobe, nu au o concurență serioasă pe partea de uh, design, da? nu există concurență deloc. Da? Pe partea de video au primit un pic de concurență cu Da Vinci, de fapt au primit concurență serioasă, programul Da Vinci este șmecher și funcționează în toate sistemele de operare și are niște avantaje extraordinare, dar în rest nu are cine să detroneze Adobe mai apar așa câte o câte o aplicație și o cumpără Adobe. Da, multe programe care sunt în suite Adobe sunt de fapt au pornit de la alte companii. Nu? De exemplu, în Linux, în, în Ubuntu există o alternativă pentru Photoshop, parcă Gimp se numește. m Am jucat un pic cu el, dar este primitiv. Este primitiv. Nu se compară cu Photoshop. Photoshop este tot timpul în plină dezvoltare. A devenit un tool incredibil chiar și pentru programatori. Da? Poți să-ți generezi cod CSS din, din Photoshop direct. Este, îți ușurează foarte mult uh, munca în multe aspecte. Adobe Illustrator la fel. Da? Uh, și sunt foarte bine documentate, sunt tutoriale. Uh, pe partea cealaltă, mh, cam slăbuți. Cam slăbuț, uh, destul de primitive. Na, acum depinde de gustul fiecăruia și la îl folosește și cât de mult folosește, da? Iar în industrie sunt anumite software care sunt deja un standard. Adică, de exemplu, dacă vrei să să spunem așa, ești un designer, da? Și vrei să lucrezi în industria asta, da? n-ai să înveți un program care n-ai să-l folosești în industrie, da? Te duci pe ceva care este un standard în industrie, da? <laughs> Înțelegeți? O mare parte a activității mele are loc la computer. Este piesa principală din laboratorul meu, atât privat cât și la servici. Privat, în mare parte, folosesc sistemul de operare de la Microsoft, și anume Windows, Windows 11, ultima versiune, iar la lucru folosesc macOS. Am mai folosit privat foarte mult și Linux în trecut, în special Ubuntu, acum nu prea mai folosesc. La servici multe aparate de măsură și control, teste și alte dispozitive scumpe sunt conectate la o interfață specială care este conectată la rețea și multe măsurări sau operațiuni de control, simulare și verificare le fac automatizat din terminal, adică cu alte cuvinte scriu ceva comandă în terminal și execut foarte multe operații complexe în același timp, iar aparatele de laborator, deci partea hardware, comunică cu softul, softul interpretează datele, le transformă în formate specifice pentru aplicația dorită, le urcă într-un server de git le pun la dispoziție pentru diferiți clienți sau diferite firme sau diferite uh, departamente din interiorul firmei uh, și în afara firmei. De exemplu, avem uh, punem date pentru un laborator de simulare, punem date pentru un uh, departament de ma uh, matematică, sunt un tip acolo care se ocupă cu cu chestii de calcul și oferim foarte multe date diferitelor firme și departamente. În fine, este un sistem foarte stabil și totul funcționează perfect. Da? Chiar din home office lucrez de acasă, direct de pe computer, am un, un computer de la firmă, bineînțeles tot macOS și totul decurge perfect. Nu prea sunt eu așa un mare fan macOS, dar trebuie să recunosc că funcționează totul perfect și stabil. Computerul de la lucru chiar uh, nu l-am stins cred că de vreo un an și ceva sau doi, <gânguia> vorbesc serios, da. Deci tot timpul îi aprins sau îl las în standby, dar niciodată nu i-am dat un restart uh, de când sunt în home office, de exemplu, da? nu i-am dat restart sau uh, să-l sting sau să-i dat shutdown, deci funcționează totul perfect. Uh, și chiar nu este, este destul de vechi, da? este foarte vechi. Bine, pentru ce folosesc eu chestiile astea de măsurări, de comandă, testere, simulare și așa mai departe, nu am nevoie de o foarte multă performanță. Da? Acum workflow-ul meu, este destul de complex, sau mai bine spus a devenit destul de complex uh, și acasă. da, Fac foarte multe chestii, învăț foarte mult, experimentez foarte mult, eu sunt fascinat de tehnică, de tehnologie, învăț uh, și fac chestii de programare web până la programare de hardware, comunicare între software și mașină, API-uri. Uh, acum am început să mă joc un pic cu virtualizarea, am descoperit Amazon S3 și tot felul de tehnologie de astea și uh, videorile de pe YouTube le fac tot eu <laughs> și câteodată îmi lipsește terminalul ăla din macOS sau Ubuntu, da? sau cel puțin mă obișnuisem -o cu comenzile alea, găseam soluțiile rapid, făceam un, un public key, un SSH și așa mai departe, era totul mai automat, mai, mai ușor de făcut. E bine, acasă am două computere, pe care lucrez. Am un Threadripper care îl pun foarte rar la lucru când fac chestii de rendare 3D și experimente de ale mele. Și am un Ryzen 3900X pe care fac cam tot. Da? Aici fac și videourile și îmi și mail-urile, mă uit și la filme și cam tot fac pe asta. Activitatea mea devenind tot mai complexă și mai și învăț și testez foarte multe software, încerc să fiu și eu cât mai productiv. Acum mai fac și o bancă cu programare na, și să adună, să adună, să adună, să -adună, adună fel de fel de cerințe și nici nu vreau să încerc să omor musca cu ciocanul. Da? Nu vreau să schimb între computere sau sisteme de operare sau să învăț foarte multe softuri și pe niciunul perfect. Da? Deci trebuie să mă duc pe ceva care, unde să fiu stăpân. Um, mai sunt și softuri care probabil sunt numai pentru Mac, altele sunt numai pentru Windows și aici este o problemă. Și am zis, mă, trebuie să rămân pe un sistem de operare care, cu bunie cu rele, să mă ajute să fiu cât mai productiv, să meargă totul ok și rapid. Da? Și nici nu vreau să arunc nici cu bani în software. Da? Uh, nici să umplu computerul cu zeci de software piratate, keygen-uri și alte prostii. Da? Și normal când ne gândim la bani, prima dată te gândești la Linux, dar ce acolo sunt foarte multe programe gratuite, este o comunitate de open source foarte mare, dar din păcate Alternativele la unele programe folosite de mine din Windows sunt cam nașpa în, în de exemplu, în Ubuntu. Da? De exemplu, eu folosesc suita de la Adobe, am, to am abonament la Adobe și folosesc vreo patru programe de acolo care în Linux nu funcționează. Poți să faci ceva, să ocolești un pic sistemul, să-ți instalezi pe acolo eu știu, nu chestii, dar nu funcționează cum trebuie, nu poți să folosești ultima versiune. Am încercat eu să mă joc cu GIMP în Windows, în, cum spune, în Ubuntu, dar e foarte primitiv și nașpa și a picat Linux-ul din start macOS este iar de asemenea foarte fain. Aici nu vreau să dau nici foarte mulți bani pe un computer, cu toate că am băgat eu mulți bani în computer, asta nu, ar fi o problemă foarte mare, dar de exemplu, computerul care l-am acasă îl pot desface, îl pot spun, placă video în el, îl schimb procesorul, un bag RAM, scot, sunt foarte liber, da? Și din start picați picat și macOS. Acum Windows-ul, da? Sincer să fiu, nu am de ce să mă plâng foarte mult la Windows. Într-adevăr, sunt niște chestii mai dubioase, așa. Nu i ca în macOS. macOS a poți să-l lași aprins 3 ani, cred că și tot încă funcționează perfect. Ăsta din când în când mai vrea el așa un restart, așa după vreo două săptămâni, da? În fine, asta nu n ar fi o problemă foarte mare. Sincer să fiu ce ne lipsea în Windows era terminalul și comenzile care le știam deja pe de rost. Uh, iar Acum probabil un utilizator obișnuit se întreabă Bă, de ce să mai folosești terminalul în 2022 când ai atâtea software la dispoziție. E bine, terminalul cu toate că arată foarte primitiv, încă este de mare ajutor în multe cazuri legate de programare, rețelistică și așa mai departe. Probabil ați văzut și voi serveri, administratorii de server, de cei care lucrează în IT prin server și de asta lucrează numai cu tastatura, fără mouse, totul din terminal și decurge foarte rapid totul. De exemplu, lucrez la câteva proiecte care sunt destul de complexe și trebuie să automatizezi diferite procese. Aceste procese la rândul lor se împart în procese de dezvoltare, testare și producție care și la rândul lor, de exemplu, procesul de testare se împarte și el în trei categorii. De exemplu, aici am uh, uh, terminalul Împărțit în mai multe taburi, unde fac diferite teste sau dezvolt diferite funcții, da? și sunt împărțite pentru. sau configurate, mai bine spus, pentru uh, testele care le fac sau pentru uh, workflow-ul la care lucrez. Aplicația este uh, aflată într-un sistem de virtualizare pe un server undeva. Acest sistem, la rândul lui, este. De fapt cu, pe un server fizic. Codul sursă al aplicației este aflat pe hard disk-ul meu, pe SSD-ul meu. Când programez ceva, trebuie să trimit modificările la sistemul de virtualizare, care trimite mai departe la un server. Dar trebuie să să trimit datele în același timp și la un sistem de gestionare a versiunii aplicației, da? O aplicație cum este Git, de exemplu, da? E bine, poate eu programez o funcție interesantă care, la mine pe computer, local, deci funcționează ok, dar se pare că online nu funcționează. Atunci, ideal, ar trebui să am încă un server de testare. Funcționează totul ok, atunci sistemul de gestionare al versiunii programului îl va trimite la în serverul de producție. Da? Deci problema este destul de, de complicată. De, Gândiți-vă să vă imaginați așa că aveți un film, pe un stick și trebuie să-l copiați uh, manual, să vă duceți la 7 sau 15 computere să-l copiați da? și să-l și verificați dacă a pornit da? filmul. Vă dau așa un exemplu. Uh, deci trebuie să automatizăm tot acest proces. Problema este destul de complexă, uh, povestit așa, da? dar în realitate dacă ai un pic de cunoștințe de programare și mai înveți un pic despre terminal și comenzi și cum să colaborez cu mașinile între ele, totul decurge destul de, de simplu. Da? Până la urmă scrii doar câteva comenzi în terminal și ai executat un proces foarte complex. Iar aici m-am lovit un pic cu terminalul din Windows. Dar după, după, ce am citit așa un pic și am învățat câte ceva, am mai experimentat, m-am mai lovit de o problemă de una de alta, nu știu cum să o fac, în fine am mai citit iar, am mai văzut un tutorial pe YouTube, am realizat rapid că Windows-ul nu este deloc prost pentru dezvoltare, programare, automatizare, este chiar... Foarte fain, foarte fain și îți oferă cam tot ce ai nevoie. Oferă Chiar foarte multe, de la sistem de virtualizare până la subsistem Linux și bash-uri pentru, pentru, pentru orice. Da? Și o să discutăm un pic despre linia de comandă și o să facem și o chestie simplă. Da? Dacă ne uităm aici în programul ăsta în care îl folosesc eu pentru programare diferite proiecte, am aici niște terminale și pot să-l customizez cum vreau eu. Iar aici scrie Windows PowerShell în asta, iar aici scrie Microsoft Windows și cam atât, da? E bine, asta este linia de comandă sau CMD, Command Prompt, și ce avem aici este o aplicație implicită a Windows-ului, care este utilizată pentru a interacționa cu orice obiect Windows din sistemul de operare, da? Și permite utilizatorilor să interacționeze direct cu sistemul, da? de, exemplu, de exemplu, putem executa fișiere batch sau pentru a rula diferite utilitare. În fine. Dar mai avem încă un terminal. Avem și anume PowerShell. PowerShell. PowerShell unde este aici? Și ăsta arată la fel, așa, dar e de culoare albastră powershell este o versiune mai avansată a Command Prompt, adică ăsta negru de aici. Da? Și nu este doar o interfață așa de linie de comandă, ci este și un limbaj de scripting care este folosit pentru a îndeplini mai ușor uh, anumite sarci. Da? Majoritatea comenzilor executate aici în CMD le putem executa și aici în PowerShell. Da? Și din acest motiv aici am... Uh, în PHP Storm am aici PowerShell-ul, deoarece aici scriu și anumite scripte da? care sunt rulate în aplicații. Dacă ne uităm aici unde scrie Windows PowerShell, zice să instalez PowerShell pentru funcții noi și este o versiune mai nouă. Da? Și puteți să faceți asta, așa am să fac și eu acum. Ultima versiune de PowerShell o puteți instala din documentația Windows. La mine e pe germană, dar cu siguranță o să găsiți voi și pe engleză sau română, nu știu dacă este, sau direct din Microsoft Store. Da? Și dacă apăsăm pe Open, o să apară versiunea nouă de, de PowerShell. Iar aici a fost deja prima, să spunem, problemă de care m-am lovit. Da? Și este o problemă așa tipic Windows, adică faci un update la PowerShell, să spunem, faci un, un update la un software și se instalează uh, în plus acest software, deci cel al vegnul șterge, da? Și există o deosebire între aplicația care o instalăm din Microsoft Store și ceva care îl downloadăm din, uh, de la ei prin documentație, da? Și ce vedeți aici în imagine? Am în felul următor, am un command prompt Așa, să le pun așa, am un PowerShell, versiunea aia mai veche, am PowerShell-ul, versiunea nouă <laughs> și mai am încă un uh, Windows terminal care l-am instalat din, uh, din App Store, da? Și ăsta e și cel mai fain, că ăsta putem să-l configurăm cum dorim noi și, de exemplu, am nevoie de un terminal pentru Ubuntu, am Ubuntu am nevoie de un terminal în plus pentru altceva sau am nevoie de PowerShell, de CMD și așa mai departe și putem să-l configurăm cu vrem noi, da? Și nu știu de ce nu lasă numai chestia asta în Windows, da? De deci ce au mai băgat și ăsta și o versiune veche care nu pot să o, de fapt pot să o elimin dacă vrei. în fine, e o problemă tipic cu Windows, dar pot să trăiesc cu asta. În concluzie ce vreau să zic? Că pentru mine Windows-ul este ok și îmi îndeplinește toate cerințele, cu bune, cu rele. Da? Nu este perfect în niciun caz, dar am reușit să aduc câteva lipsuri care le aveam din macOS, în special terminalul. Da? care mi l-am customizat cum vreau eu. Da, și mai sunt niște probleme care nu neapărat sunt baguri, sunt niște decizii luate de eu știu, echipa Microsoft sau cine decide, de exemplu în versiunea 9, 11 mai e chestia asta cu click dreapta, acum trebuie să dai două clicuri, încă un click ca să vezi tot meniul cum era pe vremuri. Bineînțeles, poți să revii la meniul nou, trebuie să modifici ceva, cred că prin regedit pe undeva, în fine. Sunt niște chestii legate de design care pur și simplu le au programatorii de la Windows fără probabil să asculte și părerea utilizatorului. Da? Mai există o problemă cu unele programe care nu sunt așa perfect optimizate. Da? De exemplu, când convertesc videourile pentru YouTube sau am, mai fac și alte chestii, în mare parte folosesc Camtasia, dar pentru videorile mai calitative, unde sunt și efecte și animații sau uh, alte chestii, folosesc Adobe Premiere Pro și, bineînțeles, din Adobe Premiere Pro le export video cu Adobe Media Encoder. Da? Problema este că nu mă pot bucura neapărat de toată puterea procesorului mereu. Da? Sunt anumite codecuri, când export video, folosește mai mult din placa video, altele folosesc uh, procesorul. Da? Și, de exemplu, vă dau așa un exemplu, acum să spunem export un video ca MP4, iau direct YouTube, unde ești YouTube aici jos, Full HD, în fine, și Câteodată el folosește toate nucleele procesorului, câteodată folosește numai o parte, câteodată le folosește numai 40% și nu pot să-mi dau seama de unde, da? Și am văzut că mai sunt și alți YouTuber care au aceeași problemă și asta se întâmplă numai în Windows. În macOS este cu totul altceva, da? E mai stabil, funcționează mai bine, totuși nu vreau să mă schimb pe macOS pentru că m-am obișnuit foarte mult acum cu ăsta, da? și sunt mai liber legat de hardware la, la Windows. Da? De exemplu, am, am, băgat acum un fișier, îi dau drumul și am depus aici task Manager-ul și e 21%, da? Acum procesorul, da? Și se vede aici un pic activitate. E bine se întâmplă când îl văd procesorul mai mult, la 45%, cu același seter. Da, câteodată, da? Și nu pot să-mi explic de unde, ce se întâmplă, da? deci nu-l folosesc, de exemplu, tot timpul la 20 sau 30%, da? Sau ar, ideal ar fi să-l folosești 100%, da? Dar acum văd că s-a dus mai mult pe 41% pe placa video, da? Uh, na, uh, și după cum am spus, nu umblu la setări, deci tot timpul merge la fel, da? Nu înțeleg care-și mă cheria în fine. Și, bineînțeles, am căutat și o rezolvări pe Google, pe, am întrebat pe unul, pe altul. Sunt mulți oameni care au întâmpinat aceeași problemă, ca și mine. Da, din acest motiv, mulți folosesc în domeniul ăsta alternativ Da Vinci sau folosesc macOS. Da? și De exemplu, am testat da Vinci și este incredibil ce rapid funcționează față de Premiere Pro da? și, bineînțeles, aici este o chestie de optimizare a sistemului de operare. Da? Pe de altă parte, programe cum sunt, de exemplu, Autodesk Maya, funcționează perfect în, în Windows și mă bucur de toate cele 24 de nuclee sau în cazul Threadripper am vreo 60 ceva de nuclee da? și le folosesc pe toate la maxim când dau o rendare sau ceva de genul. Da? Deci acolo n-am ce să comentez. Da? Na, acum pot să trăiesc uh, și cu una și cu alta. Uh, na, mai mă ușor tot timpul după alternative, după programe. De exemplu vă recomand o pagină foarte faină. Se numește Alternative To. Net. și aici sunt, de exemplu, sunt alternative la diferite programe. De exemplu, caut o alternativă pentru Photoshop, dai click pe Photoshop și pe primul, primul loc este GIMP, care nu-mi place deloc, uh, Affinity Photo, și așa mai departe. Sunt foarte multe și poți să sortezi pentru macOS, pentru diferite sisteme de operare și așa mai departe. Da? Și este foarte util. Da? Uh, da, și sunt, într-adevăr, programe care cu toate că alternativa poate este mai bună ca softul care este foarte cunoscut, lumea nu-l folosește din multe motive, da? Din aceleași motive pentru care foarte puțină lume folosește Telegram și folosește mai mult WhatsApp, da? Și Telegram este mai performant, mai... în fine, e o temă destul de complexă, da? Și depinde și de cum se obișnuiește lumea cu acel soft sau cu acea aplicație, da? Pe de altă parte mai sunt programe care um, nu au concurență, dar sunt și foarte proaste. Da? Sau nu neapărat foarte proaste, sunt destul de primitive, au rămas în urmă. Da? De exemplu, um, hai să fac. De exemplu, programe de astea de electronică de simulare. Da? De exemplu, eu am multisim aici în computer, am trei programe și o să vă explic imediat ce vreau să zic cu primitiv. Asta îl deschid și pe celălalt. LTSpice Așa. Ăsta e LTSpice și mai am unul Microcap. Și mai am Target și așa mai departe, dar la nu folosesc pentru simulare. De exemplu, Uh, hai să văd dacă am o schemă rapidă pe aici uh, ce vreau să zic cu, cu primitiv uh, de exemplu eu aș vrea să salvez din schema asta să-mi fac un pdf nu sunt stare programele să salveze un pdf da? pentru că vreau să am de exemplu simbolurile astea ca vector da? uh, vreau să arate bine pe hârtie dacă aș scoate la imprimantă da? să nu fie pixelat, da? tu poți să te duci aici la să dai un uh, un print și aici pot să faci o șmecherie și anume să salvez ca PDF. Și în principiu așa arată bine, da? cel puțin pe monitor. Dacă o scot la imprimante, nu mai arată așa bine, dacă o scot pe foaie. Da? E, și de, nici pe monitor nu arată extraordinar. Acum nu știu cum vedeți voi, dar de exemplu sunt aici câteva elemente grafice care au fost convertite în JPEG e, la o rezoluție mică și de exemplu și logo de la Național Instrument este pixelat. Da? Dacă facem un pic de zoom aici, să vede că ăsta este pixelat. Da? textul este în ordine da, și așa ceva nu are ce căuta într-un program care costă peste 5.000 de euro dar atât costă multisimul da? Da, și nu mai zic de alte programe, de exemplu LT Spice la fel, cel puțin ăsta este gratuit, aici nu mai ce să mai comentez da? băi, gratuit, e bun, dar așa aici sunt chestii, poți să faci un print screen și cam atât de exemplu dacă vreau să spunem să salvez chestia asta ca poză. Folosesc ăștia încă o tehnologie primitivă și anume uh, unde era un print screen pot să fac la ecran. Uh, unde era uh, opțiunea aia? Uh, aici da și fiți atenți. <laughs> trebuie să faci tu aici uh, să pui asta unde vrei să faci print screen-ul să l faci cât de mare vrei. Și după aia îți salvează el o, poză foarte, de foarte proastă calitate, da? Și programul multisim semi foarte scump, da? În fine, în fine, pentru mulți nu este nevoie de așa ceva, nu este nevoie de super calitate, vector și așa mai departe, da? Uh, uh, în concluzie, ce poți să faci? Uh, bineînțeles, tu când vrei să ai nevoie de un software, trebuie să testezi, da? trebuie să testezi alternativele, să vezi cu care te înțelegi tu mai bine, cu care te descurci mai bine, cu care ești mai productiv și așa mai departe. Da? Nu te lua după X că știi el că nu-i bun softul. Nu, testează-l cu mâna ta cel puțin și îți faci o părere și așa ai să devii mai profesionist în tot ceea ce faci. Da? Și tot timpul sunt alternative, fiecare au avantaje și dezavantaje. Da? Într-adevăr, la multe uh, chestii care, care vrei să le faci și profesionale, probabil trebuie să te duci pe un program care este standard în industrie, că-ți place, că nu-ți place. Da? Exemplu, eu fac toate PCB-urile cu Target și cu Sprint Live. Astea nu se, se folosesc deloc în industrie, target la, îl mai vezi la firme de-astea micuțe așa, dar foarte rar, dar dacă vrei să faci bani în industrie cu realizarea de cablaje, trebuie să înveți Altum Designer, da? care este foarte complex, da? dar asta nu înseamnă neapărat că Altum Designer este cel mai bun program, da? este doar un standard folosit în industrie, din foarte multe motive legale și așa mai departe. Da? Deci Trebuie tot timpul să analizezi toate aceste aspecte așa și pe termen lung și ce vrei să faci. Da? Țin minte că îmi povestise un web designer că cei de la Adobe au scos acum ceva timp în urmă un program care se numea Adobe Muse și era un fel de program Adobe Muse. Da. Ăsta da? Și era un program cu care puteai să realizezi uh, pagini web fără cunoștințe de programare, era ca un fel de uh, Photoshop sau InDesign mai bine spus uh, și uh, creai tu cum ai desena pagina și la urmă puteai să o exporti ca HTML. Da? și au apărut foarte mulți programatori de ăștia peste noapte care făceau paginele web în Adobe Muse și, și vindeau așa ceva da? și uh, nu vedea nicio diferență între o pagină creată de un programator și un Adobe Muse. Din potrivă, cele în Adobe Muse erau mai faine deoarece oamenii erau mai uh, designeri uh, și puteau să spunem așa uh, folosi creativitatea la maxim și nu erau uh, limitați de cod sau așa, așa mai departe. Da? Și ce s-a întâmplat? Mm. <laughs> nu știu din ce motive Adobe a decis să retragă acest program de pe piață. Da? Și cam atâta tot și a dispărut așa peste noapte nu s-au mai făcut update-uri și cam atât. Da? Înțelegeți de aia e bine să, să te gândești pe termen lung să nu alegi după tehnologii care nu sunt neapărat necesare. Ideal, dacă ești în IT sau în programare, să înveți limbajul de programare, să nu te bazezi pe soluții de-astea care, să spunem, lucrează pentru tine. <laughs> da? Deci, na, da, e o problemă destul de complexă. Da, și din acest motiv folosesc Windows, m-am obișnuit cu el, îmi fac treaba, nu am avut foarte mari neplăceri și dacă am avut neplăceri, au fost probabil din cauza mea. Uh, și eu am pierdut date, am dat un, cu un hard disk de la mai vechi, am dat cu el de pământ și l-am nenorocit și aveam multe date uh, importante pe ele. Acum na, am SSD-uri, am backup-uri, am de toate, da? nu mai, nu mai am uh, chestie de genul ăsta. Dar bineînțeles, astfel l-am învățat și eu pe parcurs, m-am confruntat cu probleme și așa o învățați și voi și deveniți specialiști, dacă vă confruntați cu probleme și restul vine de la sine. Da? Că ai Mac, că ai Linux, că ai Ubuntu, nu este chiar așa important. Important este rezultatul care îl obții cu sistemul de operare. Legat de software, de costurile lor, în calculator nu am absolut nimic uh, cu crack sau piratat, absolut nimic. Uh, totul vă uh, plătesc licență de la mai până la uh, Adobe, cam peste tot am licență. Da? Uh, Într-adevăr am uh, câteva programe care am student edition, da? dar și aia este cumpărată student edition, am, am legitimație de student, studiez eu acum aici în Germania fac o școală de programare și uh, sunt uh, 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 am, sunt în, în categoria asta, să spunem așa, între ghilimele de student, cu toate că nu sunt un student în adevăratul sens al cuvântului și am uh, <coughs> posibilitatea să mi cumpăr softuri cu uh, rabat de student. Da? Bineînțeles, aceste softuri cu rabat de student nu am voie să spunem să le folosesc pentru a, uh, a produce bani. Da? Nu pot să folosesc în firma mea, de exemplu, programele Student Edition. Da. da niște chestii legale. Și eu am folosit, bineînțeles, softuri piratate, să nu credeți că critic neapărat chestia asta și am fost acolo <laughs> membru <laughs> de bază pe files și alte torente, da? dar acum na, am posibilitatea să mi cumpăr problemele de care am nevoie și Faptul că eu îmi cumpăr programul și îmi plătesc licența, totodată ă, și produc bani ă, cu aceste programe, sprijin echipa care lucrează acel, la acel program și eu câștig bani, câștigă și ei bani și toată lumea este fericită. Câteodată mai înjur și eu pe ă, cei de la <laughs> Microsoft sau, ă, na, în fine, mai ales chestia că nu mă pot bucura de puterea procesorului că anumite programe folosesc probabil numai un nucleu sau două sau în fine nu sunt optimizate chiar ok, dar asta este și cam atât da? și nu uitați, uitați-vă pe alternative.o, acolo sunt foarte multe alternative la multe programe și câteodată mai descoper și o una alta, chiar soluții foarte, foarte interesante și foarte practice da de exemplu, și After Effects sunt câteva opțiuni interesante. Na. Acum, eu, deoarece am abonament de foarte, foarte mult timp la Adobe, plătesc acum lunar cu tot cu TVA. 30 și ceva de euro aproape 35 de euro și asta datorită că sunt client de mult din când eram student aici în Germania atunci am primit din partea școlii Adobe Creative Student Edition era o, un CD și apoi după ceva timp a apărut Cloud-ul de la Creative de la Adobe și de atunci am rămas abon abonat la ei și mi-au făcut ofertă da? și plătesc destul de puțin pentru toate softurile undeva pe la 30 ceva de euro și nu știu, cred că sunt abonat la Adobe de pu, foarte mulți ani cel puțin de când e creativ cloud de atunci, de la început, da, nu știu când a apărut, da acum văd că am foarte multe update-uri aici la, la, Adobe au apărut versiuni noi, am să le fac Na, și, aici folosesc multe software, de exemplu Photoshop folosesc, Illustrator folosesc, Acrobat DC Pro folosesc, InDesign folosesc foarte mult și un program extraordinar pentru realizarea de cărți, reviste, e foarte tare. De fapt, Photoshop e un standard și Illustrator la fel în industrie acrobat Adobe Reader, e deja toată lumea știe de el, e un utilitar care nu trebuie să lipsească din computer. InDesign de asemenea e un standard în, în, industrie, toate cărțile, toate revistele în editurile astea acum sunt făcute cu InDesign. Adobe XD este pentru pentru web design, poți să faci pagini web, adică design designul, de asemenea poți să faci și în Photoshop Premiere Pro pentru video, After Effects pentru video și animație și așa mai departe. Animate am folosit un pic... Foarte fain caracter animator de asemenea un program foarte fain și poți să faci animații uh, cu, uh, cu camera web uh, cum miști tu, te miști tu un video în camera, așa se mișcă și mascota aia animația aia, e foarte fain Adobe Audition uh, de obicei îl folosesc când mai înregistrez video uh, audio mai uh, mai calitativ și Media Encoder este folosit uh, pentru convertirea materialelor video în diferite formate, da? Și mai este Camera Raw pentru diferite uh, fotografii din direct din cameră și așa mai departe. Lightroom, astea nu le folosesc. Premiere Rush, de asemenea, nu. Dreamweaver, nu. Uh, legat de programare, uh, editorul meu preferat, de fapt, e mai mult de un editor, e PHP Store. Ăsta îl folosesc în mare parte pentru cam tot um, și chiar la chestii de programare hardware tot PHP Storm folosesc un, cu câteva pluginuri numai că nu este chiar așa ideal pentru, pentru Arduino, pentru hardware și așa mai departe dar totuși se descurcă. Um, și la asta am licență, plătesc lunar cred că nu știu vreo 6 euro ceva de genul, nu? am de mult. Um, am și un serial monitor care l-am instalat separat. Îmi place că aici pot să fac tot, am tot ce am nevoie, am conectare la baza de date, am codul sursă, am NPM aici, tot ce am nevoie și iau tot procesul foarte automatizat. Dar aici sunt și soluții gratuite de asemenea la fel de bune sau chiar mai bune, numai că aici tot la fel m-am obișnuit cu programul ăsta și îmi oferă foarte multe chestii da? și chiar lucrez la un plugin acum să fac un un autocomplet pentru C, uh, pentru C, pentru limbajul C în Arduino, și anume în uh, uh, Arduino, hai să deschid editorul de la Arduino, de exemplu și aici sunt niște chestii cam primitive, în sensul că nu prea există un autocomplit inteligent pentru, pentru Arduino, am și MPLAB, MPLAB, asta este pentru un programat uh, microcontrolere și nu sunt deloc fine, în sensul că n-au acel complet care te poate ajuta în foarte multe cazuri, da? te poate grăbi tot procesul de programare și na, na, e destul de primitiv în privința asta, deci nu sunt chiar chestii fine. Și am zis, mă poate reușesc să fac aici în, în, în PHP Storm ceva, un plugin pentru Arduino. A trebuit să mă ocup un pic cu documentația să citesc, am început eu ceva să fac așa un mic experiment, dar uh, uh, o să-mi ai timp într-o zi când o să fiu foarte creativ și atunci probabil o să încerc să fac ceva fain. În rest, uh, multe programe așa, Adobe, Maya, uh, de la, deci programe de la Adobe folosesc, uh, PHP Storm aparține de Jetstream. Uh, folosesc de la Autodesk uh, Fusion 360 și Maya uh, și cam atât, cam atât. Word, astea, astea nu le mai trec, astea sunt deja chestii utilitare în orice computer uh, și cel mai fain program uh, cu care sunt cel mai productiv la realizarea de videouri este Camtasia, în care și asta l-am cumpărat și e foarte fain că ai în el cam tot ce ai nevoie pentru a face un tutorial. Da? Poți să înregistrezi și ecranul, poți să um, îți înregistrezi numai vocea dacă vrei, poți să faci câteva animații pe acolo. Deci uh, 80% din videourile care le vedeți pe YouTube sunt făcute în camtaze, Da? Într-adevăr nu e deloc ieftin, nu mai știu cât am dat pe atunci, pe vreo 300 și ceva. Euro și acum când apare câte o versiune nouă fac câte un update la versiunea nouă și mai plătesc ceva mai puțin, da, nu mai știu. Deci cât costă acum? Există o versiune gratuită? Da, văd că e o ofertă. 243 de euro și mai există ceva pachet 356 de euro, dar ăsta merită pe deplin toți banii. Da? Deci cu ăsta fac tot fiecare video și este perfect și este și ușor de utilizat. Adică, de exemplu, dacă mă, mă pun în Adobe Premiere, pro să fac un video sau o animație în After Effects, bineînțeles pot obține mult mai multe, dar este și mai complex tot procesul da. așa în Camtasia merge destul de rapid, e foarte simplu de utilizat, e mai mult pentru viteză și e, pentru prezentație de, de asta de learning, de învățat na bun cam atât a fost în acest video uh, în curând oh, am câteva surprize pentru voi, Lucrez, v-am spus la aplicație la platforma de care am mai povestit și uh, mă apropie așa încet-încet cu pași mărunți așa de prima versiune beta care am să o pun online și apoi urmează restul, da? Da, bun, cam atât a fost în acest video. V-am uh, spus, utilizez Windows, rămân în Windows, uh, nu am nicio problemă, uh, când învăț câte ceva nou o să împărtășesc cu voi, da? Non vedi niente, ciao!